Salutare, dragilor! Eu sunt Iordan, am 25 de ani și pe acest canal de YouTube o să postez tot felul de vloguri, o să fiu o cacealmă, un fel de șaorma. Din câte știți, până acum am postat doar shorturile, shorts, cum să zic, care au fost și pe TikTok, de acolo și imaginea semi-cunoscută, că încă nu își dă lumea seama cine sunt. Asta n-am înțeles niciodată. Pe TikTok toată lumea nu are un nume, sau foarte rar sunt persoane care au și numele cunoscut. Practic toată lumea care se întâlnește cu mine zice: bă, tu ești băiatul de pe TikTok. Niciodată, bă, nici măcar o dată nu mi-a zis Iordan. În tot cazul, astăzi o să fac o mică prezentare a studioului meu, mini studio, că e practic camera mea unde și dorm. Am să vă arăt setup-ul din spatele meu, cum am reușit să fac eu ambientalele aici, camera cu care filmez exact asta pe care o vedeți imaginea acum, puțin și câteva cadre din restul casei. Și în final, mașina. Am să vă arăt și ce mașină conduc. Este o mașină onestă, îmi fac treaba perfect cu ea, însă are foarte multe probleme. Dacă o doriți, este 1300 de euro. O să înțelegeți voi de ce este 1300 de euro. Cu toate acestea, haideți să începem vlogul, vă arăt întâi camera. Ca să fie treaba cum trebuie, haideți să ieșim întâi din cameră să vă arăt cum arată ușa. Cam așa arată ușa camerei mele, am pus niște de-astea care aparent s-au și dezlipit acum, văd, pam, 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 ca să antifoneze practic sunetul care vine din celelalte camere. Hai să intrăm. Și cam asta este camera. Așa, și începem cu ambientalele. Prima dată le stingem. Și cam așa arată tavanul. Este o, nu știu dacă se numește scafă, am văzut undeva la un moment dat pe YouTube, TikTok. Un perete de ăsta dublu și pentru rupător am conectat o sursă de curent la 12V cu LED-uri, cu telecomandă, pot să schimb culorile individual și așa mai departe. Am pus verde, haideți să luăm unul de telecomandă, aici. Este telecomandă de tip acesta și care mă duce la birou, pam pam. Și dacă punem ambientala pe altă culoare, da. O să fie flicker, deci haideți să oprim. Bun, camera este aceasta. Avem frumos două monitoare. Niciunul dintre ele nu este de gaming, este acesta cel mai șmecher, care are o protecție pentru ochi, practic că stai mult cu ochii în el, nu te deranjează, să fiu sincer. Avem mouse-ul ăsta pe care l-am cumpărat de curând. Este un Corsair, nu mai știu exact ce model, o să-l pun oricum în descriere dacă doriți, sau vă zic în comentarii. Un stream deck, pentru că mai făceam și streamuri. Haideți să focalizăm pe el. Avem, practic aici am pus eu camera, microfonul și așa mai departe, care se conectează la OBS. Un mousepad de la Lenovo Legion. O tastatură de care sunt foarte mândru, este o firmă, nu știu ce firmă asta, Zenkabit. O frumoasă mecanică, este super mișto, este și wireless, dar acum se l-a încărcat. Iar ca monitor secundar, este practic un Samsung. Nu știu nimic despre el, e mai mult pentru chat și să mai monitorizez eu niște chestii la editing cum fac. Căștile care, pe care am dat vreo 600 și ceva de lei, nu le-am folosit atât de mult pe cât credeam, pentru că am și niște AirPods-uri de la Apple. Iar tot ce vedeți aici funcționează cu acest laptop vechi, are vreo 4 ani, dar ca procesor avem un Intel Core i7. A 8-a, da, a 8-a generație, un GTX 1060 de 6 GB și ca upgrade i-am mai băgat eu, că avea doar 8 GB RAM, i-am băgat să aibă 16 și am schimbat SSD-ul, venise cu 128, eu i-am pus de 1 tera să fie șmecher, i-am pus Evo ăla cel mai șmecher de la Samsung, adică am mai băgat vreo 15 milioane față de 60 cât am dat pe el atunci. Acesta este patul în care dorm, probabil nu recunoașteți camera, toate, da, nu chiar. Cam 60-70% din sketch-urile mele sunt filmate aici. Este o cameră cozy, nu vă las de cablurile mele pentru că n-am reușit să le strâng. Mă rog, mie nu prea mi-am dat interes să le fac ca lumea. Aici, chiar dacă este zi, avem niște d-astea. Niște, nu știu cum le zic, mobloane. Vedeți că se văd un pic printre ele, dar să țină blackout. Ăsta este un șifonier vechi, la fel ca și patul. Aici am schimbat saltea, totuși este o saltea nouă. M-am gândit să fac și o modificare de... să iau altă mobilă, practic, frate, că asta e din 2005 sau nu mai știu. Oricum, m-am gândit, dar
urmează să mă mut și n-ar avea sens. Asta este un ring light foarte, foarte muncit. Nu știu dacă se vede, dar este lipit cu scotch. Nu are nici asta că mi-a scăpat de 700 de ori pe jos. Eu l-am inversat și l-am pus în găurica aia care intra, nu știu ce intra în ea. Trepiedul cu care filmez și acesta este nou. L-am vrut puțin mai stabil, că am și camera asta nouă. Vi o prezint imediat, dar este mai grea față de camera pe care am avut-o la început. Bă, și după cum am zis, sunt fan bas. Haide să luăm boxa asta de aici. Băi, vezi, dacă vreți o boxă genială pentru muzică, este portabilă, cum v-ați dat seama, se încarcă aici, ține cam 5 ore. Bă, dar are un bas și îmi plac luminițele. S-a aprins, mă? Da. Genial. Și are și niște flash-uri pe aici. Nu o să vă arăt exact acum cum e muzica, dar cum s-aude de fapt. Dar vă zic că este top. Pam, pam, pam. Și cred că am uitat să vă zic de scaunul meu minunat. Bă, nici nu știu dacă apare. A, ba da. Kring este firma. Bă, n-am avut nicio problemă cu el, în afară de faptul că ăsta din prima zi a fost elicopter. Vedeți, după cum vedeți, se învârte, intră în infinit. Infinit. Ia vedeți nebunie de bucătărie aici. Leder ghebe sus. Plus la blat acolo este tot ce trebuie, băi. Arată bombă. Vă arăt imediat și cu ce cameră filmăm, iar după mergem la mașină să vă arăt 1300 de euro oniști. Camera în cauză cu care voi filma toate vlogurile și sketch-urile este un Sony A6400, l-am achiziționat de curând, microfonul meu vechi Rode Video Micro și obiectivul acesta de la Sigma 16mm 1.4F, cred. 4K, 24 de frame-uri. Am ieșit și afară, au mai trecut câteva zile de la prima parte a vlogului, deci după cum vedeți avem și la valieră nouă, să audă sunetul mai bine, pentru că pe aici, bă, deocamdată nu este vânt, dar dacă ar fi fost, știți ce zic, am prins și un țânțar. Mașina în cauză este un Seat Leon 1.9 TDI, 2006, motorul cel mai fiabil de la Volkswagen, pus și pe Seat, evident, îl avem și pe Golf 5 și pe Skoda și așa mai departe. Mașina, de ce este 1300-1200, nu mai știu cât am zis în vlog că este, păi, a fost ciocănită de foarte multe ori. În primul rând, nu avem airbag-uri față, doar față de fapt, nu și spate. Nu avem airbag-uri. Centurile nu merg. Este ciocănită pe partea dreaptă și față și laterale. Și dacă tot suntem aici, de să vă și arăt ciocăniturile. Ah, o singură chestie șmecheră la mașină, spatele. Avem bară, bara este vopsită și doar asta este ok de pe mașină. Este nouă-nouță, bara vopsită și fără crăpături și așa mai departe. Haideți pe partea aceasta. Ca să vă exemplific lovitura de pe partea dreaptă, avem ușa asta îndoită, înfundată un pic, foarte puțin, și vopsită să... săreaua vopsită... vopsea sărită, plus aripa dreaptă spate, da? Și asta este sărită vopseaua și făcută eu cu un primer ca să nu ruginească. Aici, aripă dreapta ciocănită complet, în parcare, partea asta este în parcare, și aici este rezultatul unei borduri pe care mașina mea a agățat-o, mă rog, eu eram la volan, dar ea a agățat că practic a încălicat bordura, dar când a dat cu spatele nu știu ce s-a agățat și mi-a sărit toată bara. A, și avem și farul ăsta cu crema ruptă, este prins bine ca să nu cadă, dar în schimb nu bate cum trebuie. Și dacă tot v-am zis de airbag-uri, cam ăsta este interiorul. Hai să vedem airbag-urile. Avem aici un torpedo în plus, plus unul la pasager. Și cam asta, cam asta a fost și vlogul din această zi. Eu am fost Jordan, dați follow pe Instagram, TikTok și așa mai departe. Poate strângeți și noi pe YouTube, că practic ăsta este vlog. Poate strângeți și noi pe YouTube 100.000 în scurt timp, practic ăsta fiind primul vlog mai de calitate, să zic așa. Vă pup!